Dan Bittman a fost enervat la maximum de către unul dintre concurenții de la X Factor. Cântărețul s-a enervat atât de tare încât l-a dat afară. Dacă la început Bittman a încercat să-l încurajeze, concurentul n-a făcut altceva decât să ia peste picior pe jurați, lucru care l-a scos din sărite pe artist. Mie mi-a sărit muștarul și te rog frumos, ieși afară în momentul ăsta. Dan Bittman și-a ieșit din fire când Alexandru și-a făcut apariția pe scena X Factor cu un singur scop. Am venit să vă amuz. Și a încercat odată. Tot ce am mai bun, tot ce am mai bun. Și încă odată. Holograf. Așa. Și băieții plâng câteodată. Și băieții plâng câteodată, când nu-i vede nimeni. Nici Dan nu a vrut să-l mai vadă. Chiar mi-a sărit Sandra. Eu am senzația că tu îți bagi joc de noi. Vreau un spectacol civilizat și mie mi-a sărit muștarul și te rog frumos, ieși afară în momentul ăsta. Te rog eu frumos, ieși afară. Ieși afară. Visul meu ascuns este ca să rămân în istorie. Ca să fiu printre numele mari ale istoriei. Ei, dragă Alexandru, cu siguranță ai rămas în istorie, căci nimeni nu a mai reușit o așa performanță. Nimeni nu l-a enervat niciodată atât de tare pe Bittman.